Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-au reunit astăzi după amiază la sediul prefecturii în cadrul unei ședințe extraordinare pentru a pune la punct toate măsurile ce trebuie luate având în vedere informarea meteorologică de vreme deosebit de rece și ger. Intervalul 30-12-2014, ora 20, 2-1-2015, ora 10, ce vizează vreme deosebit de rece, geroasă, mai ales în cursul nopților și al dimineții. Temperaturile minime vor coborî frecvent sub minus 15 grade Celsius, iar izolat sub minus 25. Maximele diurne vor fi prevedere negative și se vor încadra în general între minus 10 și 0 grade. Această informare a fost transmisă și comitetelor locale pentru situații de urgență din județ, care au obligația ca în aceste condiții să asigure spații de cazare persoanelor fără adăpost. Patrularea, identificarea, preluarea și transportul persoanelor fără adăpost în spații amenajate de către autoritățile locale la nivelul județului Olt. Articolul 2. Patrularea în zonele cunoscute ca fiind frecventate de persoane fără adăpost și identificarea în vederea disponibilizării celor mai apropiate resurse cu capacitate de preluare și transport. Activitatea de preluare și transport a persoanelor fără adăpost va fi efectuată de către Serviciul Județean de Ambulanță Olt, Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt, Inspectoratul de Poliție Județean Olt, Poliția Locală Slatina și ISU Olt. Primarii, în calitate de președinți ai Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, vor identifica imediat persoanele care locuiesc în spații fără încălzire și vor proceda în regim de urgență la relocarea acestora. Dacă în orașe precum Caracal, Corabia, Drăgănești și Scornicești nu au fost identificate persoane fără adăpost până acum, Slatina are pe listă 20 de oameni ai străzii. Nu toți aleg să meargă peste noapte la băile comunale, acolo unde este asigurat spațiul de cazare. Pe 28 am avut 8 persoane, pe 29 aseară au fost 9 persoane. Capacitatea este de 10 locuri, atât putem. Am mai stat și mai înghesuiți în anii anteriori. Maxim am avut 12 persoane pe noapte. Asta a fost maxim în anii anteriori. De regulă, în adăpost sunt persoanele care vin frecvent. Deci în toți anii sunt cam aceiași. Numai că nu vin toți odată. Probabil că mai au... Câte persoane avem identificate? 20 de persoane. Și Balșul se află pe lista localităților care vor asigura adăpost pe timp de noapte oamenilor străzii, 3 la număr până acum. În cazul în care și alte persoane se află în această situație, acestea pot cere ajutor la sediul primăriei.